Prima dată am început prin a face rost de un televizor. Am dat vreo 20.000 pe acest televizor color. Era un Sharp făcut în Japonia. Iar al doilea pas a fost neapărat să fac rost de un video player. Un video costa atunci cât o mașină Dacia. Era echivalentul a unui autoturism Dacia, cumpărat de nou. 55.000 de lei? Noi am început cam prin 85, cred că. Da, când s-a dus odată la... Da? Când s-a dus soțul tău în Germania și a adus video. De unde era să cumpăra? Da. În magazin nu se putea cumpăra video. Veneau seara, la început câte 20 de tineri, alții mai în vârstă, când s-a dus vestea că eu dau filme. Dimineața puteam să am și 2-3 mii de lei, pe când un salariu pe timpul acela era de 2.000 de lei. Vorbeam așa. Da, hai că astăzi facem... Pe la colțuri, așa? Un film. Auzi? Ne vedem. Haideți-vă la barbă, că dă filme seara asta. Ce film? Chuck Norris, acțiune. Veniți? La ora 8, la barbă. Așa că primul film a fost într-un apartament cu două camere, un miros de igrasie, nu mai conta absolut nimic. Un ceas undeva pe hol care bătea într-un fel. Ce cauți aici, Bumbean? Am venit la vizionare. Aha. Uh-huh. Bani ai? Hai. Lumea era foarte dornică de a cunoaște. De a cunoaște o societate care era interzisă